Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Stud Life. Sunt Loredana Bertișan, iar astăzi vă propun să pășim într-o lume despre care mulți știu că există, dar puțini au curajul să vorbească. Violența domestică. România ascunde drame în statistici și informări periodice. Ocupăm locul fruntaș în Uniunea Europeană la capitolul violență domestică. Cifrele arată că la fiecare 30 de secunde se produce o agresiune asupra unei femei în țara noastră, iar 3 din 10 femei au fost agresate fizic sau psihic de la vârste fragede. Subiectul l-au documentat într-un reportaj 3 studente de la Departamentul de Jurnalism al Universității Babeș-Bolyai. Alături de mine sunt Raluca Costea, Ștefan Palade și Li Xiaotian. Bine ați venit! Iar pentru că alături de noi este un student internațional, I'm gonna say welcome, Li. Thank you. Ați realizat un reportaj numit Silent Victims of Love, mai pe românește spus victimele tăcute ale iubirii, care a primit premiul pentru forța subiectului la festivalul V4Visual, realizat de profesorul vostru și omul de televiziune Constantin Trofin. Vă propun să-l urmărim, iar apoi să revenim la discuție. Sau nu, eroii se ascund printre noi. Nu au superputeri sau costume colorate, însă se dedică lucrurilor mărunte care schimbă societatea. Violența domestică este un fenomen întâlnit de majoritatea femeilor din România, iar drumul spre vindecare cere multe sacrificii. Eleonora Pocola este una din supraviețuitoarele terorii conjugale, care a devenit un model pentru mii de femei din Cluj și din toată țara. În activitățile de sprijin și consiliere, Eleonora încearcă să demonstreze că violența în familie este o infracțiune și că există speranță după un mariaj imposibil. În momentul în care trăiești într-o relație abuzivă, tu, ca femeie, ești anihilată, deci personalitatea ta este călcată în picioare și este foarte greu să vorbești despre acea perioadă. Poate de aici și foarte multe femei se feresc să vină să vorbească cu voi, cu dumneavoastră, despre situația în care trec. După un mariaj de 20 de ani în care Eleonora și-a găsit alinarea în sprijinul celor doi copii, ea își amintește cum relația abuzivă a debutat prin control. În momentul în care începe să vină soțul târziu acasă și începe să facă scandal, încep reproșurile, încep umilirile, geloziile, nu știi cum să reacționezi. Cred că așa debutează orice relație abuzivă. Și pe urmă vin palmele, vin bătăile și vin altele. Să știți că există viol în căsnicie. Și este cea mai cruntă situație. Asta e un alt leitmotiv în cazul abuzatorilor, teama de a nu fi părăsiți și teama de a nu-și pierde controlul și atunci ei încearcă cu orice preț, cu orice chip să își acapareze victima și să o prindă într-un fel sau altul. Abuzată chiar și în momente critice, când este diagnosticată cu cancer mamar, Eleonora se consolează prin scrierea unui jurnal al traumelor conjugale denumit Povestea unei supraviețuitoare. În anumite momente în viață simțeam nevoia să mă eliberez. Lucrând la calculator, mi-am scris frânturi, gânduri, dureri în așa, aiurea, știi? Și la un moment dat, citindu-le, am văzut că sunt bine scrise. Eu sunt o mare cititoare și acum vroiam o confirmare că sunt bună la ceva, că nu e așa cum îmi spunea fostul meu soț, că nu ești bună de nimic, că nu știi să scrii, că tu ești o incultă, că ești un nimeni, că ești... Mă rog, vroiam doar atât. Și inspirația mea a fost să scriu revistei Avantaje. Am primit un mesaj pe adresa oficială a redacției, revistei Avantaje. Mesajul era Foarte concis, aceasta este povestea vieții mele. Dacă credeți că poate interesa pe cineva și poate fi de folos, faceți ceea ce doriți dumneavoastră. Mesajul conținea și un attachment, l-am deschis, am citit povestea, foarte bine scrisă, foarte emoționant, cred că i-am citit-o într-o oră, două, așa, pe nerăsuflate. Nominalizată Femeia Anului în 2010 datorită curajului de a aborda un subiect tabu, doamna Pocola vorbește prin cartea sa sutelor de victime ale violenței domestice prin participarea în cadrul conferințelor sau seminarilor, fiind o bibliotecă vie la târgurile de carte din toată țara. Nu am crezut că voi ajunge aici și în momentul în care am scos cartea am spus, mă, dacă o femeie se regăsește în cartea mea și poate să și ia viața în mâini și să meargă mai departe. Dacă una am ajutat, cartea așa mi-am împlinit menirea prin carte. Printre victimele care s-au regăsit în cartea Eleonorei se numără și doamna Simona Dumitru cu o poveste la fel de tragică. Abuzată atât în timpul copilăriei cât și în timpul mariajului, Simona a perceput acest fenomen ca o normalitate în viața de zi cu zi, până a ajuns la capătul puterilor. Am început acțiunea de divorț. Pe vremea aceea nu exista protecția de niciun fel a femei. Chiar dacă era amenințată, chiar dacă erai urmărită, nu exista cum este acum. Deși, sincer vorbind, nu te prea ajută cu nimic, nici ordinul de restricție. Am divorțat și la o lună după divorț, o lună, nu știu, cred că nici o lună jumătate, m-a atacat, a sărit gardul pe la vecini și după ce ne-am luptat o jumătate de oră, i-am smuls două cuțite din mână că pe rând. A luat unul, i l-am smuls, a luat altul, i l-am smuls, ne-am luptat, dar după aceea m-am împiedicat, am căzut și m-am junghiat în spate. Am simțit că ceva s-a întâmplat, pentru că nu m-am mai putut mișca și apoi am înțeles că sunt paralizată. O relație abuzivă nu își pune amprenta doar asupra părinților, ci și asupra personalității copiilor. Am primit o lecție extraordinară de la copilul Eleonorei. Pentru că am citit cartea ei, da? Și acolo undeva există o poezie scrisă de fiul ei. Alt copil care a plecat ca să uite. Da. E ceea ce a pățit. Înțelegi? Da, să uite de ceea ce a pățit, de ceea ce i s-a întâmplat. Exact. Să uite și la un moment dat în poezia aceea spune, lasă-mă să mor și să învii ca să te poți iubi. Toți copiii din familii în care există violență domestică, la un moment dat în viața lor simt că trebuie să plece, să moară, să învie. Și asta spune durerea tuturor copiilor care trăiesc în familii cu violență domestică. Povestea Eleonorei nu se oprește doar la consolarea victimelor prin cartea sa, ci și prin crearea unei asociații și a unei emisiuni de televiziune dedicate schimbării mentalității și creșterii vizibilității în ceea ce privește drepturile femeilor. Partea rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, VIVAD este asociația pornită din inițiativa Eleonorei împreună cu alte trei cofondatoare. Victorie împotriva violenței, abuzului și discriminării sau VIVAD reprezintă o altă șansă la o viață normală după abuz. Noi, efectiv, v-am spus, ajutăm victima prin consiliere și prin să vedem unde o putem duce, ce putem face. În cazul în care... Să știți că adăpost avem doar de o jumătate de an la Cluj. Până acum aveam doar o singură cameră de urgență în care, dacă femeia era în situație în care viața era pusă în pericol, puteam să o luăm cu poliția și duce în acea cameră de urgență. O șansă spre mediatizarea asociației și a cauzei susținute de Eleonora o reprezintă Cluj AM, un canal de televiziune online. Să vorbim despre violența domestică este emisiunea dedicată femeilor abuzate care își spun poveștile și sunt sfătuite de specialiști. Eleonora mă știu de foarte mult timp, pentru că am fost colegi de facultate. Eleonora este un model, un luptător, o învingătoare. Țin minte că ne-am întâlnit pentru a pune la punct detalii despre acest gen de emisiuni. De la început am spus da și va avea tot sprijinul și concursul nostru, pentru că ceea ce face este în folosul oamenilor care au o problemă și ea, prin ceea ce face, în primul rând, îi ajută. Anual, în România, 600.000 de femei cad victime ale abuzurilor sexuale și violenței domestice, arată o anchetă a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În realitate, însă, numărul real al cazurilor de violență în familie este mult mai mare, datorită faptului că multe dintre victime nu se prezintă la autoritățile cu atribuții în domeniu și nu declară problema reală cu care se confruntă. Cu toate acestea, există programe de finanțare pentru România, prin care se încearcă reducerea violenței împotriva femeilor și copiilor. 4 milioane de euro au fost alocate pentru programe de consiliere și adăpost pentru a le sprijini pe femeile abuzate zi de zi. Eroi există printre noi și asta o demonstrează ambiția cu care a luptat Eleonora pentru a redescoperi bucuriile vieții. Știți ce bine e să știi să poți râde, fără probleme, din tot sufletul. Să înveți să râzi, să nu lăsați niciodată să vă piară râsul. Felicitări pentru reportaj și pentru puterea de a trata un asemenea subiect. De unde ideea? Mulțumim. Mulțumim. Păi, ideea a început de la Atelierul TV. A fost o ocazie să documentăm un caz social, să vedem cum poate fi tratat acesta în mediul românesc. A fost destul de greu, pot confirma și colegele mele. Așa este. Noi ne-am dorit foarte mult să facem ceva pe partea de social, să facem ceva care să schimbe, să contribuie la schimbarea din societate asupra unei anumite mentalități și în acest caz ne-am ales violența asupra femeilor. Li, how was for you to work on this project? Well, it's quite, how do you say, it's quite new to work on project like this, because back in China, I don't have such opportunities until now. I'm with two of my best friends, colleagues, and they helped me a lot on this project. And the story itself also teach me a lot. Mm-hmm. Yeah. Mai punctual, cum ați găsit personajele? Unde le-ați căutat și cum le-ați convins să vină alături de voi în proiect? În mediul online, așa am dat de doamna Eleonora. Și prin ei, prin emisiunea ei, am reușit să o contactăm și pe doamna din Hunedoara. Care a fost partea ta preferată la realizarea materialului, Ștefana? În primul rând, mi-a plăcut foarte mult să intervievez persoanele implicate în poveste și, în al doilea rând, mi-a plăcut foarte mult să mă ocup de partea de montaj, deși a fost o experiență destul de dificilă, pentru că am petrecut multe... Am 3 zile și 3 nopți montând. Materialul nostru este destul de lung și a fost destul de solicitant. Dar, cum spuneam, interviurile au fost foarte emoționante și mi-a plăcut foarte mult să mă conectez într-un anumit fel cu subiecții. Li, what was the hardest thing for you to do in this project? Yeah. Language, I think. Okay. Yeah, because I don't speak Romanian, so mostly my friends translate everything to me, and then I understand. Then I say English, and then they translate in English into Romanian again. So, well. But you find a way because you received the prize for this, so it was a successful one. Yeah, thank you. Revenind la voi, din postura de jurnaliști în devenire, pentru că ați terminat la finalul anului trecut universitar licența la jurnalism, care credeți voi că este impactul asupra acestei povești în societatea românească? Cunoaște destul societatea românească despre violența domestică? Din punctul meu de vedere, cred că nu este destul de mediatizată această problemă. și cred că ar trebui accesate fonduri europene, sunt fonduri europene pentru rezolvarea acestor chestiuni, pentru mediatizarea și pentru a informa femeile abuzate și cei care au nevoie de ajutor despre centrele care pot ajuta, despre instituțiile media care pot informa mai departe și cred că este nevoie de o campanie, de o informare mult mai bună asupra acestei probleme. Se implică media destul din prisma asta, gândind cu un ochi critic, pentru că ați fost acolo, ați făcut practică probabil în multe instituții. Se implică destul media în problemele sociale? Cu siguranță nu. Părerea mea este că mass media ar trebui să acorde o importanță mult mai mare acestor tipuri de probleme. Zilele noastre, media se tratează mai mult probleme superficiale, cu toții știm despre știrile despre, nu știu, politică, vedete, dar chiar dacă mass media tratează, alege să trateze subiecte de genul ăsta, nu merg suficient de în profunzime. Până unde trebuie să meargă obiectivitatea unui jurnalist atunci când se ocupă de probleme sociale? Wow, it's kind of hard to say. În sensul în care poți să nu te implici? Poți să rămâi... Poți să nu te implici. Adică emoțional, cel puțin în acest proiect, a fost greu să nu mă implic. Mai ales vorbind cu doamna din Hunedoara, a fost foarte greu. Însă trebuie să rămânem la statutul de jurnaliști, să fim obiectivi, chiar dacă noi trăim ceea ce trăiesc ei prin ceea ce ne spun. Trebuie să rămânem obiectivi și să trimite mai departe informațiile, astfel încât să nu fie neapărat din prisma noastră subiectivă, să fie tratate cu informații dintr-o parte și din alta, să fie obiective. Li, do you think that the society knows enough about this problem of domestic violence? I think well, complicated because let's say everyone knows about that family domestic is not good, definitely not good, but not everyone talking every day, so it's really hard to say. Like in China, this kind of family domestic, well, all the same in China, family scandal remains in family, so it's not a very public, how do you say, public issue to discuss in China. It's usually like people are only discussed when they happen to meet this kind of problem. Aș vrea să trecem puțin și să schimbăm registru și să vă întreb de ce ați ales să faceți jurnalism. De ce ați venit la facultatea de jurnalism? De ce ați ales să faceți asta în locul unui job, nu știu, clasicului job de medic, profesor și așa mai departe? De ce presă? Cred că jurnalismul este despre oameni, cred că este domeniul propice în care poți fi în contact cu oamenii, să îi înțelegi mai bine și să afli mai multe de la ei, chiar discutând cu ei și aflând problemele lor și problemele sociale care afectează societatea. Am ales jurnalismul deoarece îmi place să filmez, îmi place foarte mult partea asta vizuală și doresc să transmit prin ceea ce creez mai departe informațiile și poveștile oamenilor. Ștefana? Pentru mine jurnalismul înseamnă schimbare, înseamnă să-ți pese de societatea în care trăiești și cred că de aceea am ales să vin la jurnalism, pentru că vreau să mă apropii de oamenii de lângă mine, vreau să mă apropii de comunitatea în care trăiesc, să le aflu poveștile și să le transmit mai departe, să contribui la schimbarea care trebuie să se întâmple într-o societate. Li, why did you choose journalism instead of another faculty? Well, it's back in China when I was still having, let's say, from the primary school, I have a phone which is by that time a smartphone is very rare, and I usually use that phone, which, how to say, which is not very good on the camera, but I still use it to shoot everything funny happen in my class, in the school, and I pick up that as a habit, and I keep it until in high school. And when I choosing what I'm going to be in the future, I think, well, maybe journalist because I love shooting everything, and I mean, with the camera, not the gun. So I like record things that's memorable, funny or sad or glorious, everything I think memorable. So I just record them, and so I think, whoa, journalist, that's it. So journalism as a passion, not as a thing to do. Yeah. It's like, well, in the bones, I think. Yeah, journalism is usually in the bones. Raluca și Ștefana, dacă ar fi să schimbați un singur lucru la presa din România, care ar fi acela? Doar unul? Unul să mi-l spuneți mie. Cred că aș schimba mai mult să fie obiectivi în ceea ce prezintă. Foarte mulți au apartenențe politice și nu transmit informația cu acuratețea care trebuie. Cred că asta ar fi principalul. Cred că aș schimba modul în care jurnaliștii sunt văzuți de public în general, pentru că suntem văzuți ca, nu știu, o parte a societății care descoperă lucrurile rele, dar nu este neapărat așa. Și cred că este foarte important ca oamenii să-și dea seama că jurnaliștii, trebuie să existe jurnaliști și noi suntem o parte a societății care este vitală. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, felicitări încă o dată pentru premiul obținut și așteptăm cu mare drag noi materiale pe tema asta socială. Li, thank you for being here and congratulations for the prize. Alături de Roxana, Ștefana și Li, a fost o persoană ancoră în reportajul lor, doamna Eleonora, care a acceptat să vorbească cu ele și astăzi este și alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Știu că nu v-a fost ușor să vorbiți despre asta, poate mai greu la început decât vă este acum, pentru că știu că desfășurați foarte multe activități în domeniu. Însă vreau să ne întoarcem un pic și să îmi spuneți ce simte o femeie abuzată dincolo de durerea fizică. Ce simte ea în propriul ei cămin în acele momente? Să știți că durerea fizică trece, dar teroarea prin care treci ani de-a rândul te marchează și te modelează. Practic, violența psihologică prin care treci de-a lungul anilor te face să mori încet, încet pe dinăuntru. Și mie mi se pare cea mai gravă formă de violență. Deci asta e violența prin care trec femeile în afară de violența fizică. Mă rog, există și violența psihică. În afară de asta există violența economică, violența socială. Toate astea sunt încadrate în lege și sunt considerate infracțiuni. Și eu, personal, lupt cu toate puterile mele să spun lumii întregi că violența în familie, indiferent de formele ei, este o infracțiune și nu un tabu. Și asta aș vrea să înțelegeți și dumneavoastră și cei care ne urmăresc, că violența în familie este o infracțiune. Avem legi care condamnă asta. Cât de greu este unei femei să spună punct până aici și să caute ajutor? Este foarte greu să pui punct. Multe femei sunt condamnate pentru că rămân în acea căsnicie. Ele încearcă să iasă, pentru că să știți că nu-i ușor să trăiești în acele condiții, dar există întotdeauna în perioada asta de violență, că există și perioadele acelea de acalmie, de lună de miere, cum îi spun specialiștii, în care îți dorești să fie bine, în care speri că va fi așa, dar aceste luni de miere țin foarte puțin și atunci revine violența, sunt ciclice aceste situații și femeia își dorește să iasă. La un moment dat simți că nu mai crezi în aceste luni de miere, simți că vrei să ieși, dar nu ai forța necesară. Îți trebuie un curaj fantastic să-ți iei copiii și să pleci. În momentul în care ai reușit să pleci, încep hărțuielile mai acerbe din partea partenerului. Să știți că violența în familie nu se termină, sau agresiunea din familie nu se termină în momentul în care femeia hotărăște să plece sau să divorțeze, sau odată cu divorțul. Hărțuielile continuă destul de multă vreme. Și atunci îs hărțuieli, îs șantaje emoționale în care femeia crede că poate va fi bine. Și atunci se reîntoarce. Și normal, cei din jur o condamnă pentru că a făcut un pas înapoi. Dar nu, ar trebui să o înțelegem. Să înțelegem că nu este ușor să te desprinzi și să mergi mai departe. Știu că lucrați cu foarte multe femei, însă în paralel cred că trebuie de multe ori să lucrați și cu statul. Cum stă România la nivelul ăsta de politici publice și cât sprijinim ca țară femeile aflate în dificultate? Vreau să vă spun că România are legi care condamnă violența în familie. Sunt organizații care militează pe acest domeniu în țară. Sunt mișcări destul de masive în țară pe acest domeniu. Problema e că nu sunt destul de vizibile și femeile care au într-adevăr nevoie nu văd acest lucru. Și poate de aceea și numărul femeilor care apelează la astfel de asociații este mai mic, pentru că mai ales cele din zona rurală nu au acces la astfel de informații. Dar avem o femeie, dacă apelează la primărie, este ajutată. Problema se pune cu mentalitățile celor care lucrează acolo. Și cred, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să treacă o generație, două, până se vor schimba mentalitățile, până când o femeie care ajunge într-un astfel de impas și apelează la autorități este luată în seamă în modul cel mai serios. Nu zic că nu sunt luate în seamă, adică vreau să spun că sunt ajutate așa cum trebuie. Și mai este și partea în care, cum spuneam la început, femeile nu apelează la ajutor. Acolo ce soluție ați vedea? Cum putem face ca ele să cunoască mai bine ce au de făcut și să prindă curajul respectiv? În primul rând, părerea mea personală este că aceste activități a asociațiilor, a statului, de ajutor a acestor femei ar trebui să fie cu mult mai intense. De ce spun acest lucru? Pentru că femeile care sunt într-o relație abuzivă n-au curaj să iasă pentru că nu se simt în siguranță. Au senzația că nu vor fi apărate de lege, pentru că nu vor fi apărate de lege împotriva agresorului. Și atunci este foarte greu să faci un pas înainte dacă nu te simți în siguranță. Pe de altă parte, violența domestică poate nu se oprește totdeauna la femei. Ați întâlnit cazuri de bărbați agresați în România? Da, am întâlnit. Oare pot să vă spun o istorioară? Cum să nu? Am fost o carte vie într-o bibliotecă vie dintr-o anumită localitate din țară și am fost abordată de către o cititoare care m-a împrumutat și care mi-a povestit problema ei. Ea era cea care își agresa soțul și îmi spunea că ar vrea să nu își agreseze soțul, ar vrea să nu lovească, dar nu rezistă tentației de a nu lovi. Deci am primit o astfel de mărturisire din partea unei doamne. Așa că sunt și bărbați. Bărbații nu au curajul de a spune din cauza mentalităților. Un bărbat trebuie să fie cel puternic, nu? Cum cum să fie el, cum să fie el cel agresat. Și atunci ei nu vorbesc. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru implicarea în comunitate pe care o aveți în activitatea dumneavoastră zilnică. Cu mult drag și îmi doresc să vorbiți cât mai mult despre acest lucru, ca să subliniem faptul că violența în familie este într-adevăr o infracțiune. Deci să înțeleagă lumea lucrul ăsta. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Stud Life revine și săptămâna viitoare cu o nouă ediție. Rămâneți pe TV Recluj!